în cadrul unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile. Jandarmii au depistat un arădean în vârstă de 43 de ani, care comercializa alcool contrafăcut. În urma cercetărilor amănunțite, oamenii legii au descoperit o dependință a acestuia, în care se aflau 50 de litri de alcool falsificat, cu etichetă de proveniență sârbească. Potrivit declarației, acesta folosea petrol lampant, combinat cu apă, pe care apoi îl vindea în peturi cu etichete de alcool sârbesc. În urma acțiunii a fost notificat Inspectoratul de Poliție Județean Arad. Ulterior s-a reținut cantitatea de 50 de litri de alcool contrafăcut și s-a procedat la întocmirea actelor de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de falsificare sau substituire de alimente sau alte produse.